Svarod, cum ar spune ungurul, este cel mai frumos oraș din România. Și asta este realitatea. Într-adevăr, aceasta este realitatea. Bun. Din nou în Oradea, din nou pe malul Crișului, într-o locație foarte frumoasă, este, mă rog, spungurile rele, impropriu, rele, cu ghilimele de rigoare, că e cel mai mișto loc, cea mai bună cafenea din oraș. Vorbim aici în speță de Ristretto, loc frumos, loc care ne va fi gazdă în următoarele 20 de minute. Repcare, de la noi, Varod, din Oradea. Vizionare plăcută vă doresc, rămâneți alături de noi. Ristretto, vorbim despre locația asta frumoasă, cu una bucată femeie deosebită, o fată foarte drăguță pe care o salut și pe care întâi de toate o întreb cum se cheamă. Salut, mă cheamă Linda. Și bună, Linda! Bună, bine ați venit la Ristretto! Foarte frumos locul. Și mulți prieteni de aici din Oradea îmi spuneau cum că e cumva, de fapt, cafeneaua lor favorită. Cea mai mișto cafenea din Oradea. Numai chestii de genul, mai laude despre Ristretto, ceea ce zic eu că nu e un lucru rău. Înseamnă că sunteți pe linia cea bună, sunteți pe drumul cel bun și că orădenii vă apreciază, nu că n-ar fi de apreciat. Un loc elegant, bine amenajat și cu o cafea de excepție. Așa este, avem o comunitate a noastră și e formată din oameni excepționali, începând de la colegii mei care au dat startul și au adunat în jurul lor numai clienți faini. Așa că mă bucur să aud că și prietenii tăi ne sunt clienți, dar da, avem mulți și fain. Ceea ce zic eu că e super bine. Hai să punctăm pe harta Oradei unde se află Ristretto. Suntem pe Corso, în centru istoric, chiar la mijloc, zona 0. Strada? Republicii 11. Ca să știe, să se marcheze la program. Capacitatea locației, Linda, pentru că atât în interior cât și în exterior mi se pare destul de ofertant spațiul. Terasa, nu mai zic, e la mare interes în momentul ăsta, că au dat căldurile mai devreme decât trebuia. Hai să povestim puțin și din punctul acesta de vedere. Ok, să începem cu faptul că după deschidere, la 3 luni, a fost nevoie de mărirea spațiului. Am avut 3 scaune, astăzi avem 36 de locuri. Tot nu ne sunt suficiente, terasa are 76, tot nu sunt suficiente. Orădenii ies și ies foarte mult și lucrul ăsta îmi place, că îi văd ieșind, îi văd că se bucură de splendoarea asta de oraș pe care o au și că nu e orice oraș, e cel mai frumos oraș din România în momentul de față și orădenii se bucură. Și mai cu seamă, în momentul în care au și o locație așa frumoasă cum e și a voastră, nu de alta, dar am tot văzut că încep să apară ca ciupercile după ploaie locațiile foarte mișto în Oradea. Oradea este într-un trend ascendent, ceea ce iar e un semn foarte bun. Și din trendul ăsta sau la acest trend ascendent al Oradei, puneți și voi umărul. Așa este. Acum, pe partea de Horeca, noi suntem de câțiva ani deja într-un trend cu adevărat serios, ascendent, dar ce se întâmplă ca cerere ne-a determinat și pe noi să mai deschidem o locație, așa că urmează, am înțeles. Urmează. Cam pe când așa? Cu aproximație? Cu aproximație sezonul ăsta. Sper să prindem vara, așa ne-am propus. Și este tot ca o consecință a necesității de mai multe locuri. Că 7-6 de scaune pot deveni foarte puțin mai multe. Așa că în interior cred că am spart cam tot ce puteam sparge în materie de pereți. Așa că extinderea noastră înseamnă încă un local.